Dialogurile Caiete Silvane online. Bine v-am regăsit astăzi cu scriitoarea Alice Valeria Micu. Bine ai revenit la Centrul de Cultură și Alta Județului Sălaj, la revista și scriitura Caiete Silvane și la mulți ani! Mulțumesc, mulțumesc pentru toate urările. E o bucurie să fiu mereu în mijlocul sălajenilor mei. Ești printre puținele doamne care nu are niciun fel de problemă cu data nașterii. Te-ai născut pe 14 februarie 1971, și cum te raportezi tu la acest mod, să spun, mai inedit al unei femei de a se raporta la data nașterii? Nu știu dacă mă raportez neapărat într-un fel la ziua mea de naștere. M-am născut de ziua mea. Și în rest, sigur că de-a lungul volumelor de poezie, pe aici, pe acolo, am mai presărat mici referințe pur le connaisseur legate de ziua mea de naștere. Cine le cunoaște bine, cine nu le cunoaște la fel de bine, căci nu e mare filozofie, nu sunt floarea poeziei românești încât să fie atât de important. E important pentru mine și pentru cei dragi ai mei. Bun, astăzi e și Sfântul Valentin sau Valentine's Day. O sărbătoare, să spunem, de import sau cu siguranță de import. Cum vezi tu ca poetă, ca scriitoare, ca eseistă, această sărbătoare de import? În primul rând, m-am bucurat vreo 18 ani că nu mi-a fost furată ziua de naștere și că ziua mea era doar ziua mea. Și puteam să iau pe toți cei dragi ai mei împrejur, fără să fie fiecare ocupați cu alte obligații. Acum că sărbătorim iubirea, putem să o facem în fiecare zi, dar de ce să nu o facem într-o zi anume? De vreme ce mai nou au zile toate lucrurile mai puțin și foarte puțin importante din viața noastră, pe când iubirea cred că este unul dintre cele mai importante lucruri și care ar merita nu o sărbătoare derizorie dusă înspre, extrem înspre comercial, așa cum se întâmplă din păcate și cu Crăciunul și cu, deci cu toate sărbătorile religioase. Poate vom învăța să sărbătorim iubirea chiar iubind, chiar respectând, învățând ce este iubirea de fapt, dar să nu uităm că în popor, înainte de a se importa această sărbătoare și cu mult înainte, când încă sărbătorile tradiționale ale poporului român erau ținute, 14 februarie era ziua în care începeau să se iubească păsările. Așa că, iată, poate că n-a fost întâmplătoare povestea cu tinerii și cu acel Sfânt Valentin, despre care unii spun că nu există, că nu e sărbătorit. Ba, da, există. Nu e o sărbătoare cu roșu. În calendarul catolic există. E un sfânt ca oricare altul, dacă mi se permite să spun așa. Exagerăm un pic cu pseudo sărbătoririle astea. Sfântul Valentin, Dragobete, mai știu ce alte lucruri. Adică inventăm sau ne aflăm în treabă când am putea să facem asta în fiecare zi. E adevărat că putem și ar fi bine să o facem în fiecare zi. Dar tot așa am putea să sărbătorim în fiecare zi solstițiu și soarele în diferitele lui momente, nu? O facem atunci când se întâmplă. Am putea să sărbătorim nașterea lui Hristos în fiecare zi, să ne bucurăm de ea, nu doar atunci când convențional s-a stabilit. Este la urma urmelor un dat, ca oricare altul, o frumoasă întâmplare a vieților noastre pentru cei fericiți, cărora li se întâmplă, într-adevăr, să
să simtă că nu-și mai aparțin și că tot ceea ce sunt se îndreaptă înspre cel pe care îl iubesc. Și mă refer aici la chiar la iubirea aceea cu flutur în stomac, în care viața e mai frumoasă, cerul e mai senin și viața iarba mai verde. Eu am o problemă, adică meditez la lucrurile astea, constatând că lipsește chiar bucuria. Asta da. Lipsește chiar bucuria de a sărbători ceva. Totul se face aproape mecanic, se face artificial. Bifăm, raportăm. Am ajuns chiar ca pe vremea lui Ceaușescu, cu raportări incredibile, că am sărbătorit, nu știu, l-am sărbătorit pe Eminescu, de pildă. Și raportăm cu mândrie patriotică numărul participanților. Da, îl sărbătorim pe Eminescu, însă nu-l mai citim. Cred că a fost și aici un mecanism, poate bine pus la punct, de ducere în derizoriu a oricărei sărbători. Prin suprapopularea calendarului, cu ziua clătitelor și cred că am uitat să muncim. Am uitat să fim mai aproape cu adevărat, fără camere de luat vederi, fără postări în social media, fără comunicate de presă, nu mai știm să fim aproape, unii de alții, cu munca, cu gândul bun, cu o mână întinsă. Devin tot mai rare gesturile gratuite, adică gesturile de bunătate, de bunăvoință, care nu așteaptă nimic înapoi. Totul este interesat. Îl sun pe cutare să îl felicit pentru ceva și el se poate gândi și în general se gândește, oare de ce mă sună, are vreun interes, de ce mă felicită? Am început să ne temem de ceea ce ni se întâmplă bine și frumos din partea semenilor noștri. Poate că asta ar trebui să reînvățăm și poate că ar trebui să acordăm mai multă atenție vieții adevărate, reale, dincolo de toată nebunia aceasta mediatică. Bună, nu e numai o nebunie mediatică, s-a schimbat lumea în rău, evident. Adică cel puțin pentru mine este o evidență. Cred că o mare parte din vină aparține și faptului că s-a mutat accentul prea mult pe a ne lăuda cu ce facem, fără să mai facem suficient de mult. Suntem prea preocupați să le arătăm tuturor ce facem și ce am făcut, și asta ne ocupă toate canalele, toate abia așteptăm și le urmărim să vedem ce reacții, dar fapta noastră este una singură. Cred că ar trebui să înmulțim faptele noastre, să lăsăm mai multe urme în muncă, în dragostea față de ceilalți, în respect, în promovarea valorilor. Cred că totuși mutarea asta a vieții noastre înspre lucrurile derizorii, mărunte, neînsemnate, deja devine cumva penibil să acorzi importanța unor lucruri cu adevărat valoroase. Și cred că asta este una dintre posibilele explicații, căci nu mi-asum eu știința și mersul lumii. Nu știu,
Poate că fiecare generație la rândul ei a fost dezamăgită de ceea ce se întâmplă cu cei de după ei. Fiecare generație a avut impresia că după ei potopul, praf și pulbere se va alege de tot și nu puțin sunt cei care și-au auzit părinții spunându-le asta. Bun, sunt și eu din această categorie care are mare neîncredere în generațiile mai tinere, dar observând că lucrurile pe care le facem noi și astăzi, de pildă să citim, ei nu mai fac asta, dar de pe niciun dispozitiv. Și oare nu cumva odată cu noi, că am îmbătrânit deja, că nu mai suntem la prima tinerețe, se va duce și un mod de a înțelege poezia, de a înțelege literatura, de a înțelege cultura? Evident că se va întâmpla asta, dar vina este a noastră. A noastră? Absolut a noastră. Vina este a noastră. Generațiile noastre au distrus programa de învățământ. Generațiile noastre au forțat un număr mai mare de studenți, ceea ce implicit a dus la o scădere a calității învățământului. Generația noastră a produs cadre didactice de acum, care dau note mult mai ușor, care sunt de acord ca studenții de la litere să citească doar fragmente de opere literare și nu opere literare în întregime. Generația noastră a dus televiziunea într-o zonă exclusiv de divertisment și a rareori de bună calitate, doar în goană după public, după rating. Generația noastră a distrus ziarele. Sigur că da, stăm și ne gândim, dacă noi am fi avut internet, cât am fi citit? Să stăm strâmși și să judecăm drept. Eram înnebuniți să ne facem rost de muzică, de muzică străină, și acum reproșăm tinerilor că vorbesc romgleză, dar noi ascultam și căutam doar muzica străină, pentru că de cea românească eram destul de plictisiți. Sunt de acord parțial cu ce n-am avut, dacă am fi avut programul 24 de ore din 24 la televiziune, internetul și toate astea, toate gadgeturile, toate jucăriile fabuloase care sunt acum, cu care realizăm că se pierd copiii pentru că nu li se mai dezvoltă inteligența. Niciun părinte nu e obligat, eu n-am auzit un părinte să-mi spună că a fost obligat să-i cumpere copilului telefon, să-i lase copilului televizorul la dispoziție, toate jocurile pe calculator și așa mai departe. Noi am educat părinții, tinerii părinți de astăzi, poate că n-am făcut o muncă suficient de bună, poate că n-am fost suficient de bune exemple. Sunt de acord parțial cu ce spui. Eu aș fi un pic mai direct, pentru că există totuși responsabili, adică cu nume și prenume, și în cei 33 de ani sau câți ori fi trecut de la Revoluție, de multe ori am mascat aceste responsabilități, deci la un nivel general, fără a indica. Bine, eu am făcut de-a lungul anilor și prin ceea ce am scris, cred, indicând vinovății clare, deci nu doar chestiuni generale. Dar, oricum, sunt și eu curios încotro va merge lumea, pentru că îmi pasă de chestiunea asta și îmi pasă de scriitori, îmi pasă de cei care își folosesc creativitatea pentru a învăța pe ceilalți, pentru că și ăsta cred că este un rol al literaturii, de a învăța, de a educa. Și mă bucur că, uite-te, acum am constatat că am colaborat la editarea a trei cărți de ale tale, Delictul de iubire, eseuri,
Mașina de plâns, poezie și o carte în coeditare cu Școala Ardeleană, Pereți. De asemenea, scrii la Caiete Silvane de multă vreme și mă bucur de colaborare. După după seria de eseuri pe care le-ai publicat anii trecuți, acum a început un epistolar, evident un epistolar imaginar, interesant. Interesant pentru că stilul tău de a scrie, zic eu, este percutant și ar merita, nu știu, reacții din partea publicului, a celor care citesc. M-ar interesa reacții din partea tinerilor, de pildă, cum văd ei aceste dialoguri imaginare, aceste scrisori imaginare ale tale. Nu știu dacă tinerii ajung să citească scrisorile mele. În schimb, de-a lungul anului trecut și inclusiv acum, după primele două numere din Caiete Silvane, am avut reacții de la cititori din țară care îmi spuneau că abia așteaptă fiecare număr ca să vadă ce am mai ticluit. Evident, sunt de generația noastră. Unii mai tineri, alții mai vârstnici. La urma urmelor, orice reacție e binevenită și orice lipsă de reacție trebuie să ne dea de gândit. Nu știu cum am putea face să ajungem înspre tineri. Nu știu dacă ceea ce scriem noi îi mai interesează. Și asta pentru că ori nu suntem noi racordați la viața lor, ori tot ceea ce ni se întâmplă nouă trece cumva paralel de preocupările copiilor, ale tinerilor. Cred că este o ruptură și una dintre explicații este că nu se mai cultivă deloc sau aproape deloc respectul pentru cultură, pentru valoare, pentru valorile trecutului, pentru că ne place sau nu, noi reprezentăm pentru ei trecutul. Și chiar dacă este un trecut imediat, nu... lor nu li se mai cultivă asta. Studiul istoriei făcea ca prin exemplele mari să prinzi gustul de a vedea și de a aprecia ceea ce au făcut alții înainte, cu secole, cu decenii. Nu ne mai preocupă istoria României, nu ne mai preocupă sacrificiile altora, ne preocupă clipa prezentă și viața asta măruntă în care ne bucurăm că o identitate artificială, o inteligență artificială ne dă o reacție excelentă la ceea ce facem. Privesc cu foarte multă mirare cum scriitori pe care îi apreciez se bucură când pe o platformă de inteligență artificială își scriu numele și obțin acolo niște judecăți de valoare cu care se laudă. Ce importanță are asta dacă nu judecățile de valoare nu vin din aprecierile semenilor tăi și atunci ne mai mirăm de tineri? O temă cu siguranță de meditație în continuare. Să trecem la
un alt subiect care, zic eu, este la fel de important. Ești unul dintre puțini scriitori profesioniști din județul Sălaj. Ești membră a Uniunii Scriitorilor din România, a PEN Clubului, a Asociației Scriitorilor din județul Sălaj. Cum vezi sau cum te raportezi la acest statut de scriitor profesionist? Nici nu știu dacă... Nici nu m-am gândit la o raportare. Eu sunt tot aceeași ca și înainte de a intra în Uniunea Scriitorilor sau în PEN Club România. Sunt același om care scrie pentru că nu știe altfel, pentru că așa îmi fac pace cu mine însămi și cu evenimentele din jurul meu. Dacă asta îmi deschide calea pentru a fi mai aproape de cei cu care împărtășesc pasiunile, dacă așa ajung să le citesc cărțile, să le ascult expunerile, de ce nu? Breslea au existat de când lumea. Nu înțeleg de ce mai nou s-a format așa un fel de dispreț, ca să nu-i spun ură de clasă, față de breasla scriitorilor. Nu văd care este explicația acestei reacții. Probabil că dacă s-ar reînființa bresle pe meserii, chit că nu avem meseriași, ar fi foarte încântați și toată lumea ar scrie și ar aprecia acest lucru. Nu știu de ce tocmai breasla scriitorilor e mai vinovată de a se organiza. Eu sunt și am fost recunoscătoare tuturor celor care, prin exemplul lor, prin bunăvoința lor, prin deschiderea pe care mi-au arătat-o, mi-au permis să fiu în preajma lor, m-au ajutat să înțeleg mai mult din ceea ce înseamnă poezia, m-au ajutat uneori concret, spunându-mi: uite, vezi, aici cred că ar trebui să scoți un vers. Sau, uite, aici ai o redundanță, aici ai o explicație. Nu te învață nimeni asta. Și am primit atunci un sfat foarte bun. Mi s-au spus câteva cuvinte importante pe care le-am spus la rândul meu celor care mi-au cerut sfatul sau care au ajuns prin forța împrejurărilor să-mi citească ceva din ceea ce scriu, că e important să înveți, după ce ai scris, să înveți să tai. Și că uneori ceea ce înveți să tai este mai important și e mai grav să ai multe lucruri proaste pe care poți să le scoți, pentru că oricâte redundanțe și oricâte repetiții și oricâte explicații ai elimina, sâmburele acela al poeziei va rămâne acolo și va străduci mai tare. Mi-aduc aminte cu nostalgie de ședințele de cenacul din urmă cu 30 de ani, de aici, de la Cluj, din alte părți, care erau efectiv ateliere de lucru. Sigur că foarte polemice, atmosfera încărcată. Astăzi am ajuns, după 30 și ceva de ani, să fim foarte precauți. Avem în fața noastră niște mimoze care nu pot fi, în ghilimele, atacate. E o schimbare, zic eu, interesantă la nivelul celor care scriu, care
nu mai accept acest exercițiu al atelierului de lucru. Ține și de orgoliu. Dar eu am mai învățat un lucru. Tot având bucuria de a fi alături de profesioniștii adevărați ai literaturii. Că oricât ai fi de mare poet, oricât ai fi de sigur pe ceea ce faci, e bine să ai lângă tine un alt profesionist între literaturii, căruia să-i citești sau să-i dai un text, pe judecățile căruia să te poți baza și care să-ți spună cu mâna pe inimă: aici nu e bine. Și tu să ai puterea să accepți că aici nu e bine. Sigur că da, îmi vine în ajutor teoria autoreceptării. Și am învățat de-a lungul timpului. Ai un text proaspăt, cald, oricât ai fi de încântat de textul tău, închide-l, uită-l, lasă să se răcească și recitește-ți-l după ce l-ai uitat. Din păcate, am întâlnit la foarte multă lume reacția de care aminteai. Frecventez uneori niște, mă rog, ateliere de scris online, în care oamenii își propun texte fără numele autorului, pentru ca ceilalți comentatori să se simtă liberi să comenteze direct, fără precauțiile acestea de a nu-și supăra prietenii. Și pentru că timpul nu mi-oferă prea multe ocazii de a intra, dar din când în când intru și repet aceleași lucruri. Am observat acest fenomen, să-i spunem, și la mulți tineri care au încercat să vină spre editura Caiete Silvane. N-au acceptat nici un fel de sfat, nici un fel de minimă orientare. S-au supărat și au plecat. Și au preferat, din păcate, mulți dintre ei să meargă la edituri obscure, unde și-au plătit cartea, care, normal, a fost publicată cu tot cu greșeli. Și, din păcate, nu e un singur caz. Din păcate, multe edituri în țara au prosperat, să spunem așa, din punct de vedere financiar, economic, cu acest tip de clienți, să zicem. Sunt exemple ilustre. Ce să mai vorbim? Am văzut edituri remarcabile în care nu s-a intervenit deloc pe text. Așa cum l-a trimis autorul, doar nu ne dorim acum și un cap limpede. Din păcate, corectorii sunt tot mai puțini. Ce să mai vorbim de redactor de carte care să-și permită să-i sugereze autorului unele mici modificări pe aici, pe acolo. În schimb, se uită cu jind la filmele americane cu scriitori, unde se vorbește de tiraje din acelea epocale, dar în care redactorul lucrează cot la cot cu autorul și îl corijează mereu, sigur, pentru că acolo este țintită reacția publicului și vânzarea de carte. Acum mi se va reproșa că duc înspre partea financiară toată povestea scrisului. Sigur că sunt două mari categorii de cărți. Unele făcute ca să fie vândute, altele prin care autorul țintește doar gloria.
pentru că se întâmplă foarte rar în România ca succesul financiar și gloria literară să intre într-o singură carte, avem ceea ce avem. Pereț, mașina de plâns poezie, eseu, ce ne pregătești sau la ce lucrezi? Ai citit de curând În cenacul Silvania, din ceea ce scrii, o nouă carte de poeme se arată sau altceva? Am mereu poeme care n-au intrat în volume. Nu pentru că aș fi eu excesiv de riguroasă în am selectat textele, ci pentru că pur și simplu îmi place să-mi construiesc volumele cu atenție, zic eu, și atunci încerc să evit genul acela de volume de poezie în care nu există o anumită ordine interioară. De aceea am publicat, poate prin reviste și cu alte ocazii, o serie de pseudofabule, câteva se regăsesc în mașina de plâns. Am început sau am reînceput să scriu poezie în stil tradițional cu prozodie. Scriu mai departe poezia cu vers liber, care mi este poate cea mai familiară. Nu știu. Deocamdată nu am niciun proiect fix. S-ar putea să iasă unelte de uitare. Dar încă mă gândesc la ea. Revista Caiete Silvane, la care colaborez de multă vreme, ești și la revista Apostrof din Cluj. Pe scurt, despre viața revistelor noastre, încotro, ce mai înseamnă ele sau mai înseamnă ceva? Fără reviste, cred că am luat-o rău pe arătură, ca să mă exprim mai puțin academic. Revistele sunt absolut necesare. Sigur că aici intervine rigoarea fiecărui redactor șef, a fiecărui director de revistă și felul în care știe să selecteze conținutul fiecărui număr. Dar avem nevoie de receptare a ceea ce scriem, a volumelor care ne apar. Avem nevoie de un spațiu de exprimare în afara volumelor. Nu știu cât mai sunt de reprezentative revistele literare pentru marele public, pentru că acel mare public nu mai citește așa cum citea odinioară, atenția fiind acaparată de multiple alte lucruri. Nu mai citesc, din păcate, nici mulți scriitori. Asta am constatat-o de mult. Într-unul dintre volume chiar am un text în care spun că scriitorii nu se mai citesc, dar se laudă între ei. Lucrul acesta se vede. Autorii care nu citesc devin cumva transparenți. La autorii care citesc multă literatură, acolo textul lor este mult mai plin. Sigur că pentru unii există pericolul de contaminare atunci când un autor nu este foarte sigur pe vocea proprie și citește un alt autor extrem de personal. Există riscul la un moment dat să te contaminezi de stilul lui și să scrii în stilul lui. Însă,
Cred că e și acesta un exercițiu. Poate că dacă am avea mai mulți învățăcei după noi, asta ne-ar da și nouă un sentiment că avem ceva de spus în literatură. Dacă ne uităm în urma noastră, s-ar putea să nu vedem nicio umbră, ceea ce este tragic. Este tragic. Așadar, nu m-aș supăra pe Epigon deloc. Nu, și aici nu vorbesc de mine. Am auzit voci care reproșau unora. Asta e în stilul lui Ion Mureșan. Da, foarte bine, dacă reușești să scrii și cineva să recunoască stilul lui Ion Mureșan. Bravo pentru amândoi. Bravo unuia care a reușit să scrie în stilul lui, că l-a citit. Bravo celuilalt că l-a recunoscut. Nu știu cât mai poți fi 100% original. Că aici este o altă mare poveste a originalității în literatură. Aproape de finalul întâlnirii noastre, te invit să citești un poem, două, din ceea ce crezi că merită să transmiți astăzi de ziua ta. Dacă mai e așa cu de ziua mea, atunci, ce să spun, poemul de deschidere din Pereți este povestea nașterii mele. Te rog. N-a vrut să se nască. Nu atunci. Mama lichefia o zi nouă în burta nopții, mirosul cremei de zahăr ars atingea nările. Afară zăpada se lăsa precum grija morților pentru noi. Ca dragostea lor cădea. Timpul se adunase într-o singură zi. Se făcuse duminică. Trecuse 13 și mama a spus: asta e o zi bună de născut. În copaia serii, luna îmbăia grămezi de stele. A așteptat să se termine Mihaela, Sfântul Valentin veghea neștiut. Din copaie mirosea africă și singurătate. Pustiu ca o fântână de vite în întuneric. Au sigilat trupul mamei. Văzuseră acolo o piatră neagră ce voia să iasă odată cu el. Să nu lăsăm moartea să se nască, și-au spus în gând. Nimeni n-a rostit vorba de nerostit. Să nu privești moartea. Să nu asculți moartea. Să nu vorbești cu moartea. Piatra mai neagră ca negrul a rămas zidită între oasele dezgolite de frig. Mamă. Și va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nici plângere, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi, căci cele din tâi au trecut. Ca niște proști, ne aliniem viețile strâmte, meschine. Numai paturile sunt tot mai largi. Marginile se ating și apnea e generalizată. Rigiditatea de după moarte, dar și cea de dinaintea ei, vin din golul pe care îl umplu urlând, căci am încercat să aflu cine sunt, dar cu mintea limpede n-am reușit. Noaptea repetă în somn coșmarul diurn, grămezi de rețete medicale în combustie instantanee, șiruri lungi, coloane ale morții răscolesc tomberoane după un los câștigător. Ca să mă cunosc, renunț la tot ce e limpede și din amorțeala ridicată ca uleiul deasupra apei, nici nu mai caut scăparea. Îmi stă la gât și e singura podoabă pe care pielea mea o mai suportă. Ziua e obligată la claritate, lumină,
și singurătatea se vede mai bine așa. Nu voi afla cine sunt decât în întuneric. Alice, tu plângi? Am ales sămânța de mesteacăn. Exersez poziția fetală, cu carnea pregătită, verticală. Visez la tata și la mama parcă într-o sală de așteptare vegetală, placenta vieții mele viitoare. Ce-a rămas din omenire, moare. Și o tăcere mare, mondială, se țese în taină și cu șovoială. Ca o sămânță coaptă aștept mereu, în mine plânsui însuși Dumnezeu, lacrima-i azi, marfă industrială. Nu vreau să plec și nici să te înspăimânt. Nu plâng, doar mă întorc lent în pământ. Mulțumesc, Alice Valeria Micu. Dacă tu crezi că mai trebuie să spui ceva sau că am uitat ceva sau mai știu eu ce... De uitat, mereu uităm câte ceva și cred că e bine așa. Un singur lucru aș vrea să spun. Nu uitați să vă iubiți între voi. Nu uitați să vă întindeți o mână atunci când aveți nevoie. Pentru că, în final, iubirea este singurul lucru pe care îl vom duce cu noi. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru dialog. Să ne revedem în paginile revistei, în cărțile pe care le scoatem și în cadrul evenimentelor pe care le organizez la, aici, la Centrul Județean de Creație. Îți mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și vouă pentru atenție. La revedere!